Doamne ajută tuturor, sunt părintele Răzvan Ionescu. Vă întâlnesc acum, în această seară, transmițând de aici, din Paris, pentru o întâlnire sub egida unui titlu care ne interpelează. Titlul nu mi-aparține, este pur și simplu o întrebare pe care a pus-o un părinte francez, starețul Efrem de la Mănăstirea Vatoped. Există o teologie a vremilor de pandemie? Este o întrebare la care putem să răspundem împreună. Vă dau timp să vă conectați câteva secunde și în același timp și eu la rândul meu să pot să distribui și altora și vă îndemn și pe dumneavoastră în măsura în care considerați oportun și de folos și altora să distribuiți practic intervenția noastră din seara aceasta pentru ca mai mulți să aibă acces la ea. Vă dau câteva secunde ca să vă conectați mai mult. Gata. Suntem conștienți de faptul că și eu sunt, întâi de toate sunt conștient de faptul că nu pot să vin în fața dumneavoastră. Am vrea ca toți părinții să vină cu așa cu bucuria inimii și cu o lumină pe chipul lor și cu o rezolvare, dacă putem să spunem, a lucrurilor care ne preocupă la ora actuală. Mărturisesc public neputința pentru că sigur că evenimentele ultimelor zile sau ultimele zile, nopți, sigur că ne apasă pe toți și ne întristează. Dar hai să începem mai întâi cu o rugăciune. Da? O rugăciune pe care sigur o spunem în principiu cu toții atunci când se termină Sfânta Liturghie, dar putem pur și simplu să o spunem și acum. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, o cărmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului tău în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii ca să te slăvească pe tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți care cu iubire de oameni și jertfelnicie îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor, ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Doamne, Dumnezeule, pacea Ta, umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău, de dragoste față de tine și de aproape, că al tău este nemilui și nemântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vedeți, această rugăciune ne transformă starea noastră și căutarea noastră și tatonarea noastră în ceva viu. Și înțelegem din această rugăciune că ne adresăm celui care este doctor și care are posibilități nebănuite chiar pentru noi oameni, că Mântuitorul are posibilități de a interveni acolo unde oamenii fie ne abandonează, fie nu suntem în atenția lor, fie suntem plini de toată neputința. De-i mai cerem lui Dumnezeu deopotrivă să umple sufletele noastre astfel încât noi să devenim mâinile și picioarele și expresia și prezența Mântuitorului în mijlocul celor care sunt în nevoie. Și în felul acesta începem să fim vii și unii și alții. Traversăm, desigur, o perioadă foarte grea și perioada asta nu cere o teoretizare din partea noastră. Da? Deci nu sunt aici în seara asta ca să teoretizez și să vă spun cuvinte frumoase despre cum am putea să ne astupăm urechile și să nu mai vedem grozăviile care se întâmplă în jurul nostru și în felul acesta să trecem cumva de această perioadă. E, vedeți, cheia acestei perioade e pur și simplu să o traversăm în interiorul ei, să fim în interiorul ei. Și sigur că lucrurile acestea ne marchează. Vedeți ce frumos spune, îndepărtează toată boala și suferința din popor. Ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dacă ne punem această întrebare, în ce măsură prețuim viața și sănătatea ca daruri ale lui Dumnezeu, vom constata, mai ales în perioada tinereții, e mult mai ușor să faci așa, să ai senzația că lucrurile acestea sunt de neclintit.
și că ai viața în față și că pur și simplu poți să răzbați pentru că ai o dotare, să spunem așa, care îți permite să fii sănătos, să fii viu, să treci mai departe, să reușești viața înainte. Pe măsură însă ce trăim neputința, da? Și neputința, să știm că este o stare mai teologică decât putința. Vedem pe Elon Musk în Statele Unite cum nu se mai oprește în a plasa pe orbita terestră, a plasa tot felul de sateliți. Acum este prima lansare cu echipaj, acesta care folosește o navă comercială, pentru că este o firmă, practic, care oferă la NASA posibilitatea aceasta. Deci, vedeți, omenirea intră în niște posibilități, să spunem, diferite, în ceea ce privește posibilitățile tehnice și tehnologice de a gestiona natura din jurul nostru. În același timp, vedem în interiorul nostru lupta cu noi și cu neputințele noastre și vedem că suntem plini de toată neputința și că nu suntem capabili să ne iubim real unii pe alții, să ne purtăm real unii pe alții, să ne odihnim real unii pe alții. Asta este durerea de care se ocupă biserica, că nu semănăm cu Dumnezeu. Că noi toți ne mângâie faptul că suntem chipul lui Dumnezeu, însă asemănarea trebuie dobândită. Ăsta este parcursul nostru omenesc. Nu putem să trecem prin această viață ca și cum aproapele nostru este o existență virtuală, ci o existență cât se poate de reală. Și nevoia aproapelui este o datorie duhovnicească pentru noi. Asta este realitatea, nu a bisericii, nu a credinței, ci realitatea lumii în care trăim. Lumea în care trăim este o lume cu oameni reali, palpabili, un eu, altul, care este în jurul meu. Și Mântuitorul mă învață că dacă nu devine o realitate de a fi eu recunoscut în ceilalți, deci să-mi pese de ei ca și cum îmi pasă de mine, n-am învățat din această viață ce a trebuit să învăț. Da? Ăsta este contextul nostru. Și acum, revenind la zilele noastre de astăzi, a pus această întrebare Părintele Jif Copanev, acum câteva zile, starețul Efrem de la Vatoped: există o teologie a vremurilor de pandemie? Da? Îl întreabă. Și spune da, îi răspunde. E teologia ridicării crucii acestor vremuri. Adică n-are sens să ne amăgim și să spunem numai lucruri frumoase despre cum suntem zâmbitori în timp ce totul se cutremură în jurul nostru. Suntem într-o perioadă de dificultate. Este foarte clar. Da, Ileana, vedeți, eu nu l-am cunoscut pe personal pe Părintele Ghelasie, dar am o așa întristare rezidentă în mine, care nu se, adică o mâhnire. Dar sigur, și lucrul acesta trebuie rezolvat cu harul lui Dumnezeu și cu viața de rugăciune. Adică îmi dau seama și din mărturia oamenilor și din ceea ce circulă acum peste tot, e clar că un om luminos și un om reconfortant și un om blând cu ceilalți este un om care își arată prezența, o prezență intensă, și în clipa când nu mai ai această prezență, sigur că lucrurile acestea te rănesc. Hai să vedem un pic unde suntem azi, ce se întâmplă cu noi. În primul rând, eu personal, dar poate că și alții, resimțim durere. Da? Resimțim durere. De ce? Pentru că este pandemie, de exemplu, pentru că nu putem funcționa în firescul care ar fi, pur și simplu, să ne putem deplasa, să ne putem întâlni unii cu alții, să ne bucurăm unii de alții. Sigur, în România poate nu există restricțiile care sunt în Franța aici, dar aici suntem în ceea ce numim confinement 2, adică suntem consemnați la casele noastre. Se moare în Franța, la ora actuală, sunt 400-500 de morți pe zi, da, ca să înțelegem, la o populație de 68 de milioane. 400-500 de oameni mor în fiecare zi. Avem restricții de circulație, nu atât de severe ca prima oară, dar le avem. Și pur și simplu ne dăm seama că este serios, da? Deci este de 3 ori populația României, dar în același timp, în școli, la copii, de exemplu, copiii mei îmi spun, am în clasă 4 cazuri. 2 profesoare sunt îmbolnăvite și sunt la spital sau unde se tratează, da? Deci recunoaștem faptul că cumva este o primejdie care, dacă îl recunosc pe aproapele meu ca fiind un eu însumi, aproapele fiind în primejdie, sunt în primejdie. Proximitatea aceasta a primejdiei nu o pot nega și nu o pot ignora. Da? După aceea, în România, vedem ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Da?
Vedem că oameni care nu se puteau apăra și care erau în grija personalului medical, dintr-un accident, desigur, nu, eu nu caut vinovați, caut pur și simplu să înțeleg ceea ce se întâmplă cu noi. Oamenii aceștia au sfârșit, da? Și au sfârșit într-un mod care n-ar fi trebuit să se întâmple. Vedeți, liturghierul pe care l-am în mână, vedeți, un liturghier, bine, eu am un liturghier foarte vechi și mă bucur, nespus, și chiar, uitați, n-am spus așa, nu prea am spus cu voce tare, dar am avut un unchi care a fost un om cu totul remarcabil, vedeți, și am liturghierul lui, Alexandru Ciurea, care a început misiunea în Occident, la Stockholm și în țările respective de acolo, cel puțin Suedia. Vedeți, și am liturghierul lui, care traversează, este peste ani, acum l-am în mână, eu când l-am moștenit, să spunem așa, nu știam că voi fi preot vreodată. Și acum l-am în mână. E o rugăciune aici care există sigur în toate liturghierele și la ora actuală, da? Spunem așa, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos, să cere, da? Sfârșit creștinesc vieții noastre, adică nu ne dorim să murim morți prin surprindere în patul de spital, ne dorim să fim ocrotiți și mângâiați și cu cei dragi să ne luăm rămas bun unii de la alții, da? Lucruri care nu s-au întâmplat în Franța, de exemplu, când din cauza pandemiei nu au putut să mai intre rudele în spitale și oamenii au murit, 2-3 săptămâni au stat acolo obolit și au murit și au intrat cu hainele lor și în spital și pe picioarele lor și au murit acolo, departe de familie. Deci au fost cazuri multe, vreau să spun, de situații care, din punct de vedere umanitar, nu mai spun duhovnicește, nu e în regulă totuși ce s-a întâmplat. Să nu fi putut să aibă contact cu familia lor, da? Deci sunt niște realități care ne ating acum. Dar revenind în țară, vedem cazul acesta pur și simplu care s-a întâmplat și care ne stârnește în inimă, știți? Deci simțim o lipsă de siguranță, da? O lipsă de siguranță. Simțim o lipsă de sprijin. Dacă oameni precum Părintele Ghelasie, vedeți, boala aceasta e nemiloasă. Bine, a îngăduit Dumnezeu să nu credeți că se întâmplă ceva, că e Piatra Neamț sau Părintele Ghelasie, să se fi întâmplat fără îngăduința lui Dumnezeu. Nu spun voia lui Dumnezeu, dar îngăduința lui Dumnezeu este nu mișcă nimic în lumea aceasta fără îngăduința lui Dumnezeu. Lucrurile acestea ne preocupă. Felul în care ne preocupă însă poate să fie foarte diferit. Ori înduhovnicim demersul nostru, adică dacă ne e frică sau ne preocupă în sensul că suntem îngrijorați, ceea ce e firesc, pentru că sunt apropiații noștri, frații noștri. Toate lucrurile acestea ar trebui să stârnească în noi nu analize psihologice sau apeluri ale diverșilor oameni, căs intelectuali, căs muncitori și așa mai departe, să cadă guvernul, să cadă nu știu cine și așa mai departe. Primul apel care trebuie să se întâmple este în direcția propriei noastre inimi. Cine mai sunt eu? Ce am devenit prin viața mea? Unde mă plasez la ora actuală? Da? Deci dacă e ceva care trebuie să-l învăț în viața bisericii, nu este cum să zgâlții scaunul nu știu cui, ci cum sunt eu în fața lui Dumnezeu. Pentru că felul în care sunt eu în fața lui Dumnezeu, oricare am fi dintre noi, felul acesta spune ceva despre rezolvarea unor momente de criză în chipuri diferite. Vedeți, omul acesta, medicul acesta, Cătălin, nu știu dacă într-adevăr i-a salvat pe cei 8 acolo, dar cu siguranță a încercat să ajute oameni. Am înțeles că erau totuși într-o cameră lângă, dar poate că i-a ajutat, poate că nu știu eu. Am citit doar un interviu al celui care gestionează medical echipa de acolo, da? Nu am amănunte, probabil, cel mai probabil că a salvat oameni pur și simplu acolo, aruncându-se în flăcările respective și că nu a putut să facă mai mult, adică cei care totuși au murit, nu s-a putut face mai mult pentru ei, pentru că era o secție cu mult oxigen acolo și a izbucnit foarte viu focul. Da? Deci sunt niște realități. Trebuie să ne uităm un pic de ce era secția asta așa. Era așa pentru că astea sunt spitalele noastre. Pentru că din 1970 nu știu cât și 1924 când l-a făcut regele, da? E clar că clădirile acelea nu mai pot să poarte chiar exigențele contemporane în ceea ce privește partea medicală. Da? Deci aici trebuie să ne punem problema de ce suntem într-o astfel de situație astăzi, de ce
nu reușim să răspundem odată și odată prin felul în care ne gestionăm infrastructura. Dar ceea ce vreau să vă spun este că trecem printr-o perioadă de dificultate și este o cruce pe care o asumăm sau nu. Unii așteaptă să treacă pandemia, adică să nu-i atingă prea tare, să se strecoare cumva așa pe lângă, dacă s-ar putea, cu bine, familia noastră, uitați și aici scrie, aici e minunat că scrie Ioana Popescu, Doamne ajută la toată lumea. Doamne ajută! Sunt unii care scriu să fie bine familiei mele, să meargă mie bine și așa mai departe. Vedeți, toți suntem în aceeași barcă. Asta este problema. Înțelegeți? Și fiind în aceeași barcă, ar trebui să se vadă mână de la mână ce putem să facem unii pentru alții. Ileana, nu pot reveni de azi dimineață când am auzit o durere foarte mare. Încet, încet pierdem oameni de nădejde. Păstorii noștri, părintele zicea, mai spovediți-vă că nu veți mai putea mai încolo, că vor veni și ne vor lua. Sigur că și în vremea Sfântului Apostol Pavel nu spune acolo că chiar dacă am fi avut mulți învățători, nu, mii, zeci de mii, nu sunt suficienți, da? Rugați-vă la Domnul ca biserica să nască paternitatea aceasta duhovnicească și prezența aceasta de părinte. Adriana Precop. Părinte, nu înțeleg de ce frații noștri creștini ortodoxi sunt așa de revoltați și nu înțeleg că nimeni nu ne vrea rău. Că măsurile se iau pentru protecția noastră, nu să ne facă rău. Și preoții instigă la revoltă. Nu știu exact ce instigă fiecare. Eu vă spun pur și simplu, am ieșit aici să vă spun la balconul meu, da, din pandemie, să vă spun că lucrurile acestea trebuie citite într-o anumită cheie de lectură. Că bucuria pe care o vedem pe sufletele, da, și pe fețele celor care duc viața bisericii vine în urma străduințelor lăuntrice de a amesteca durerile și suferințele care vin asupra noastră, până când Harul lui Dumnezeu ne dă niște răspunsuri înăuntru nostru. Trebuie să părăsim zona de psihologie și de psihologizare. Nu că nu e bună și psihologia, dar dacă vrem ceva de la noi, trebuie să depășim stratul ăsta psihologic și să ne punem pe rugăciune, adică pe viață, de fapt. Să ne punem pe propria noastră înviere. Să devenim niște oameni duhovnicești. Ramona Mihaela. Așa este, Părinte, în sufletele noastre este multă tristețe din cauza necazurilor din lumea aceasta, din cauza în acestei pandemii. Singura noastră mângâiere sunt oamenii minunați din viața noastră. Exact. Dar oamenii aceștia minunați sunt cei care au făcut lucrarea, treaba. V-am zis și cu alte ocazii, Sfântul Sofronie, la un moment dat, a fost vizitat în perioada comunistă de o doamnă româncă. De fapt, sunt două episoade. Una, de exemplu, a început să-i vorbească și femeia a rămas înmărmurită pentru că și-a dat seama că îi spunea toate preocupările ei. Și la un moment dat îi zâmbește și spune, oare nu am răspuns la tot ceea ce vă preocupa? Pe de o parte, da? Și pe de altă parte, o femeie îl vede, o tot româncă îl vede, așa zâmbitor, radios și spune, părinte, nu știu cum faceți că reușiți să fiți atât de radios. Și el, că eu nu reușesc. Și spune, doamnă, poate nu ați plâns cât am plâns eu. Da? Deci trebuie să avem un pic conștiința că nimic nu vine pe degeaba în viața bisericii. Dacă vă uitați la Gheronios, vă uitați la oamenii ăștia adânc trăitori, vedeți pe fața lor o încordare care transpiră, să spunem, această încordare din cum petrec ei mult timp în fața lui Dumnezeu. Adică cu o încordare lăuntrică. Și eu am fost în Sfântul Munte la un moment dat, cineva din grupul nostru, din Belgia chiar, care știa și greacă, a zis, uitați, eu m-am interesat și sunt niște oameni duhovnicești în Sfântul Munte, niște oameni extraordinari, hai să-i vizităm pe aceștia. Și ne-am așezat odată la coadă la unul din ei și după câteva ore n-am reușit decât să avem o, nu intru în amănunte așa, decât o intersectare sporadică. Însă când l-am văzut pe omul acesta, aveam senzația că este un om conectat la 200 de volți, 220 de volți în lăuntrul lui, adică un om care exprima prin cum e el o intensitate a lucrării lui lăuntrice, pe care, deși era, așa îl vedeai, de la distanță părea un pic mai tânăr, dar el, pe măsură ce te-ai apropiat de el, îți dădeai seama că era mai îmbătrânit, era mai mult, dar vedeai pur și simplu angajamentul, intensitatea angajamentului lăuntric. Avem nevoie de felul acesta de a reacționa la ceea ce ni se întâmplă la ora actuală. Cristinel Niculescu. Părinte, vor să ne distrugă religia, noi oameni niciodată nu o să lăsăm credința chiar cu prețul vieții. Cristinel, ascultați, toată lupta noastră e să traducem în faptă ceea ce vrea Mântuitorul de la noi. Dacă ne este greu la ora actuală, este pentru că nu avem inimi
suficient de compatibile cu ceea ce a vrut Dumnezeu de la noi. Dacă vă uitați în lumea în care trăim și vedeți reacțiile creștinilor, cum se indignează și cum dau în dreapta și în stânga și văd și ei cauze, care în general sunt oameni în exteriorul lor, pentru starea de fapt, da? Eu nu spun că lucrul acesta nu se poate spune, să identifici acolo unde cineva nu-și face treaba. Dar întâi de toate este problema că noi nu suntem oamenii pe care îi vrea Hristos. Eu însumi nu mă mai pot ruga cu lumină la Sfinți, la catiste. Ce să fac? Cum așa? De ce să nu mă pot ruga? Să mă pot ruga, din contra. Ceea ce se întâmplă zilele acestea mă aruncă spre rugăciune. A început postul, da? Ce ar trebui să vă spun? Post bun, da? Post minunat, post cu folos, post cu har de la Dumnezeu. Păi, exact asta e rugăciunea. Uitați, să ne facem un program de post, da? Cu această rugăciune. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Deci noi suntem vindecătorii. Nici a celor care sunt bolnavi acum, nici ai propriilor noastre alcătuiri, da? Dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală. Dar e cineva care nu este bolnav dintre noi? Vedeți că biserica întreagă este până la urmă un spital în care oamenii au nevoie de tămăduire, la măsuri mai mari sau la măsuri mai mici. Numai sfinții s-au vindecat în lăuntrul lor, deși ei purtau boli trupești câteodată, chiar vindecându-i pe alții, însă și sfinții sunt oameni care pleacă genunchiul în fața lui Dumnezeu în conștiința propriilor neputințe. Noi cu atât mai mult, nu? Deci nu știu cine vrea să ne distrugă religia creștină. Eu cred că noi înșine, fără să vrem neapărat, ne distrugem propriile noastre vieți și câștigul nostru în fața lui Dumnezeu prin faptul că spunem merge și așa. Da? Acest merge și așa deseori a devenit criminal. Da? Dar revin la rugăciune. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Dăruiește, dăruiește, da? Dăruiește, e în dar, e gratis. Dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală. Nu-i lăsa așa, Mântuitorul nu-i lăsa. Dar erau mulți bolnavi în vremea lui și nu i-a făcut sănătoși pe toți. De ce oare? Pentru că pur și simplu Mântuitorul așteaptă ca omul să vină spre el și să-i ceară lui izvorul vieții sănătate. Și atunci sănătatea pe care o primește nu e mai o sănătate trupească, pasageră, perisabilă și așa mai departe, ci este o însănătoșire cu toată ființa noastră. O însănătoșire care nu se va mai lua de la noi. Da? Aici trebuie să vedem lucrurile. Dumnezeu vrea să ne mute mintea aceasta spre înțelesurile mai înalte. Nu doar să fim în carapacea noastră, în găoacea noastră mică și să spunem, mie să-mi fie bine. Da? Mie să-mi fie bine. S-ar putea să vină vremuri în continuare grele. S-ar putea să vină criză. Să vină foamete cel mai probabil. Criză, foamete și așa mai departe. Tot felul de lucruri care vin prin faptul că oamenii își pierd joburile. Uitați aici în Paris, pe Bulevardul Saint-Michel, care e un bulevard absolut reprezentativ pentru Paris, nu vă vine să credeți. Deci dacă circulați la ora actuală pe Saint-Michel, marea majoritate a magazinelor a închis. Au închis, da? Deci magazinele au închis. Deci magazine care, vă dați seama, dacă nu sunt magazine pe Saint-Michel, nu știu unde mai sunt. E și la ora actuală, marea majoritate a magazinelor s-au închis. Asta înseamnă că oamenii, într-adevăr, trec niște probe teribile. Da? Ioana Vâlcu. Sărut mâna, părinte, sunt Ioana, sunt internată la cardiologie cu infarct miocardic. În 3 zile aș vrea să țin post, să mă împărtășesc. Cum să fac la spital? Sunt conectată la monitor și perfuz de 3 zile. Dacă puteți fi vizitată, ceea ce nădăjduiesc, pentru că am avut o dezbatere întreagă nu de mult așa, deci dacă sunteți într-o secție unde puteți fi vizitată de un medic, de un preot și bănuiesc, nădăjduiesc că toate secțiile pot fi vizitabile, nu se mai pune problema să țineți post, ci chemați în urgență un părinte să vină să vă împărtășească, da? Că postul ținem ca rânduială alimentară, acolo unde suntem cât de cât în situația de a putea să-l ținem, da? Deci duhovnicul hotărăște personalizat pentru fiecare în parte dacă trebuie să țină post sau nu. Sigur că postul ăsta îi privește pe toți creștinii, dar în situația noastră bolnavă, cum sunteți, chemați în urgență preotul să vă spovedească și să vă împărtășească. Alice Bobe. Părinte, ce e de făcut dacă mi-e frică de cel rău? Alice, Mântuitorul ne spune să ne fie frică. Spune, am citit de curând, da? Evanghelia spune, nu vă fie frică de cei care vă fac un rău pasager aici, că ăsta e trecător, nu e problemă.
Să vă fie frică de cel care poate să vă ducă sufletul în ghienă. Da? Deci frica aceasta există. O concepe și Mântuitorul și ne spune, este valabilă. Dar frica aceasta, așa cum ne spune Mântuitorul, să o trăim. Se transformă în rai în noi. Pentru că fiindu-ne frică în felul acesta, ne aruncăm în brațele lui Dumnezeu ca un copilaș care știe că există pericol în afara brațelor paterne sau materne. Da? Și atunci, dintr-o dată, frica aceasta devine ceva duhovnicesc. Da? Frică ne este sau poate să ne fie de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Poate fi o angoasă care crește. Ce vă spun în seara asta e să transformăm lucrurile acestea. Mi-e frică, încep rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miliește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, miliește-mă. Mă țin cu rugăciunea până când Harul lui Dumnezeu dă în inima mea să nu mai îmi fie frică așa, să percep diferit lucrurile. Da? Elena și Sorin. Părinte, ne pleacă la cerul și Sfinții Părinți de pe Pământ. Toți plecăm. Toți plecăm, da? Și Sfinții Părinți, și mai puțin Sfinți. Să mulțumim lui Dumnezeu că pleacă cineva în starea în care bucuria de aici se transformă în bucurie veșnică. Da? Vedeți? Așa este. Părinte, Doamne ajută, e păcat dacă ne îndepărtăm de neamurile care ne au treabă cu Dumnezeu și cu biserica. Biserica cu B mare, Ana Maria, și ne iau la mișto. Ce înseamnă ne-am pocăit? Dacă facem parte din biserică, da? Suntem ortodoxi. Dacă ne spovedim, dacă ne împărtășim, dacă ducem posturile de peste an, care sunt normative, dacă pot să spun așa, pentru toată lumea, care este exagerarea? Că ducem firescul vieții bisericii, ei în puținul pe care și-l asumă ei în privința propriilor persoane, din cauza aceasta consideră că e foarte mult sau prea mult la noi, pentru că au o măsură a lucrurilor foarte mică, da? Adică au o trăire îngustă față de lărgimea pe care o propune Dumnezeu. Ana, încă am mai discutat, nu mai reîncepem discuția, în clipa când veți ști să ascultați sfaturile pe care le primiți, atunci discuția poate continua și spre alte sfaturi. Părinte, eu sunt de acord că sunt mulți care nu cred în Dumnezeu. Eu nu mă duc la biserică des. Păi, Nicolae, ce spun eu aici nu ține numai de mersul la biserică, ci de dorirea sinceră să fie acum și aici schimbarea mea. Adică, Mântuitorul ce îmi cere? Nu-mi cere să fiu un om mai bun. Nu spune, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Ce trebuie să aștept până să-mi curățesc inima și până să fac gesturile de a mă spovedi, de a mă împărtăși, de a mă ține de Dumnezeu așa cum Mântuitorul îmi spune. Da? Revenind, dacă suntem într-o perioadă de criză, să știm un lucru, că tot ce nu este ireversibil e mult mai ușor de purtat. Lucrurile cele mai grozave sunt cele care sunt ireversibile. De exemplu, faptul ăsta, că omul ăsta Cătălin s-a ars și că rănile acestea rămân în continuare. Da? Și-a pus existența în pericol spre a ajuta pe oameni, lucrurile astea rămân. Dar și harul lui Dumnezeu va fi diferit în el. Da? Și sper, nădăjduiesc și ajutorul celor din jur. Aglaia. Doamne ajută, Părinte, eu cred că nu ar trebui să ne punem atât de mult întrebarea când se va termina pandemia, ci să ne rugăm. Da, Aglaia. Adică ar trebui să câștigăm acest timp cu atât de mare folos, astfel încât dacă e ca la Părintele Ghelasie, că a plecat foarte repede, sau mai avem răgaz să plecăm mai încolo, să plecăm cu o stare a omului cât mai angajată în Hristos. Ileana Radu. Ce mă sfătuiți, Părinte drag? Sau drag părinte. Ce să citesc la o mare supărare? Ileana, nu, eu nu cred că trece nicio picătură de lacrimă în fața lui Dumnezeu din ceea ce vărsați dumneavoastră, da? Eu cred, de exemplu, eu am avut o perioadă de câțiva ani când eram foarte dur cu părinții mei și foarte adolescent, așa, dar adolescent disperat, să spunem așa. Și cred că au fost multe lacrimi din partea mamei mele, care au făcut că la un moment dat a izbucnit în mine simțirea lui Dumnezeu. Și îndrăznesc să spun prin Duhul Sfânt, adică am garanția aceasta că s-a produs adevărul cu mine și că adevărul m-a cuprins atunci și adevărul nu face decât să persiste în viața mea prin viața bisericii. Deci, Ileana, pur și simplu trebuie cu cea mai mare onestitate lăuntrică să încercați să le puneți în fața lui Dumnezeu. Nu ca pe o povară care vă strivește, ci pur și simplu să vă dați seama că este și libertatea lor, nu trebuie să fiți disperată, da? Trebuie pur și simplu ca un om care ridică greutăți, se apleacă, se pregătește, se încordează și încetul cu încetul ajunge să ridice, da? Deci,
E foarte important să nu fiți în duhul de descurajare, în duhul de deznădejde, pentru că nu-i Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos e Duhul nădejdii, orice ni se întâmplă, da? Suntem în mâna lui Dumnezeu cu toate lucrurile care ni se întâmplă zilele acestea, deși sunt lucruri teribile și vor mai fi lucruri teribile, da? Dar suntem în mâna lui Dumnezeu. Acest suntem în mâna lui Dumnezeu. Nu vi-l spun ca pe o poezie pioasă, ci vă îndemn ca prin rugăciunea pe care o aveți, prin harul pe care ar trebui să-l simțiți în urma plecării la rugăciune, efectiv să primeți fiecare dintre dumneavoastră încredințarea lăuntrică că ce vă spun eu este realitatea concretă. Da? Și să trimiteți, vă rog, pomence la mai multe mănăstiri, să fie și artileria grea acolo, să se roage și alții cu intensitate pentru cei pe care îi purtați în rugăciune. Mărioara. Mulțumesc pentru gândurile bune și eu îl rog pe Dumnezeu să vă fiu util cu ceva, mai ales că sunt preot și preotul, vedeți, citesc acum și la Părintele Miron Mihăilescu, un om contemporan nou cu o intensitate extraordinară. Vedeți, preotul este un semnal de alarmă. Preotul duce în fața dumneavoastră urgența de a ne ține de Hristos. Asta este rostul preotului. Preotul deopotrivă îi hrănește pe oameni. Da? De-aia ne este foarte greu când pleacă un preot dintre noi. Pentru că am pierdut un părinte. Bine, am pierdut prin mutare, pentru că intensitatea cu care acest părinte putea să-și odihnească fiii duhovnicești crește odată cu mutarea din această viață. Marian, Marian, sărut mâna părinte, de când a început taina Sfântului Botez să fie săvârșită la copii? Botezul la cei mari este nevoie de nași? Vă răspund cu a doua întrebare. Sigur că la orice botez există și un naș sau nași, da? De cât a început să fie săvârșită la copii, din biserica primară, pentru că spune acolo că s-a botezat cu tare el cu casa lui, cu familia lui. Și ne imaginăm că erau și copii acolo. Sigur că până prin zona, prin perioada părinților capadocini, știm că exista și această practică de a amâna botezul. Însă posibilitatea de a boteza și pe cei mici este cât se poate de veche din biserica primară. Da? Deci, dincolo de evoluția mentalităților, hai să spunem, atingând și biserica, botezurile copiilor se puteau face, s-au făcut de la început. Ioana Vâlcu. Am întrebat dacă vine un preot în spital pentru spovedanie. Mi s-a spus că nu mai vine preot în spital. Ce trebuie să fac? În spital la Râmnicu Vâlcea. Scrieți imediat și căutăm o soluție, vedem ce putem face. Da? Caut soluție, da? Îmi scrieți, vă rog, în privat, imediat după și mă interesez, în primul rând, că poate am mai declanșat data trecută, așa l-am supărat pe cineva acolo, care, într-adevăr, sistemul nu prea îngăduia, însă există o rezoluție a patriarhului față de situația respectivă de a se pune preotul de spital, măcar în legătură video sau prin telefon, cu persoana care este în spital. Da? Deci măcar așa, măcar să, cum să spun, să fie o prezență de preot care este de la distanță. Da? Eu nu vreau să fac revoluție nicăieri, dar cumva trebuie să se găsească niște soluții. Da? Vă rog, scrieți-mi și căutăm pur și simplu. Mioara, sunteți foarte încordată și nu mai reușiți să vă concentrați la rugăciune. Prima rugăciune pe care o puteți face este următoarea. Doamne, sunt foarte încordată și nu mai reușesc să mă adun la rugăciune. Miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește! Da? Duceți sub formă de rugăciune neputința dumneavoastră și vă garantez că e o rugăciune cu intensitate corectă, vie, da? Care cred că Dumnezeu o vede. Cristina Ionela. Avem voie când trecem prin momente dificile, simțim că nu mai putem suporta răutățile ne apropia, să rugăm pe Dumnezeu să facă dreptate. Cristina Ionela, care este din parohia mea și pe care nu știu cât am reușit noi să o ajutăm așa cu prezență și fizică, lucrurile se pot vedea așa. Doamne, dacă se poate, treacă de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia ta. Da? Deci când suntem în momentele astea dificile, însă Cristina, că sunteți în momentele astea dificile, să activați un pic și parohia în care sunteți, adică să-mi scrieți și dacă mai e nevoie de ceva, de transportat ceva, de să vă aducă cineva ceva, asta trebuie să-mi spuneți și asta se poate face. Dar dincolo de aceasta, vă știu contextul,
Ar trebui să vă rugați la Dumnezeu în ceea ce vă privește să ieșiți cât mai curând din situația respectivă. Da? Dar nu că să facă dreptate, să facă, da, dreptatea lui, nu dreptatea mea, dreptatea lui. Și nu dreptatea lui, adică mila lui cea nesfârșită și cu unii și cu alții, ca să deștepte sufletele la viața cea adevărată. Eu n-aș folosi neapărat cuvântul dreptate. Doamne, ajută-mă să se împlinească ceea ce trebuie și să punem la adăpost și ai grijă cât mai bine cu putință, ca să-i fie omului acela cât mai bine cu putință. În sensul ăsta. Păcatul înjuratului de cele sfinte mai poate fi iertat vreodată? Iuliana, unde este pocăință cu adevărat, da. Da? Dar trebuie să fie pocăință. Silvia, Simona, îmi spuneți că vorbesc foarte frumos. Eu, câteodată când primesc cuvintele astea, așa eu, nu e o revoltă neapărat lăuntrică, dar nu neapărat primesc cuvântul. Vedeți, frumosul, da, frumosul vorbirii, și eu îl constat, lucrez pe textele unui părinte care a trăit atât de frumos și trăind frumos a vorbit frumos, știți? Pe mine nu mă interesează să vorbesc frumos, deși ar trebui să fie și frumos în ceea ce spun aici. Pe mine mă interesează să vorbesc viu. Înțelegeți? Să fiu pur și simplu întru Hristos în clipa când vă vorbesc lucrurile acestea și să nu mă prezint pe mine ca marfă, între ghilimele, ca produs al bisericii în fața dumneavoastră. Pentru că nu asta ne interesează, că eu sunt foarte perisabil, acum pot să fiu și în puțin timp să nu mai fiu, așa cum suntem toți perisabili. Însă m-aș bucura nespus să vă arăt prin bucuria pe care o am eu, prin întărirea și încrederea pe care le primesc, deopotrivă, în mijlocul întristărilor și neputințelor, să vă arăt că Dumnezeu e bun și că Dumnezeu e aici, e prezent, lucrează și ne vrea vii cu adevărat. Nazarica Maria Leuca. Bună seara, părinte, aș vrea să o părere despre faptul că soțul nu este credincios, nu se roagă. Acum, după mulți ani, mă deranjează această parte a sa. Păi trebuie să vă puneți pe rugăciune, să-l purtați, vedeți? Adică să fiți cea care îl poartă când celălalt este slăbănoc și nu poate să se ducă singur în slăbănogirea respectivă. Câteodată oamenii nici nu-și dau seama de această slăbănogire, știți? Să pur și simplu să vă rugați pentru ambii, Doamne, trezește inima lui, dar fără să-l cicăliți, vă rog, soțiile, soții, nu trebuie să-i cicălească pe ceilalți, că niciodată cicălirea nu a adus pe cineva la Dumnezeu, da? Ci să-i spună cuvinte din inimă, adică vedeți cum e împărtășirea aceasta de la suflet la suflet, adică să spunem cuvinte care arată că ne pasă și ne pasă, da? Deci întâi de toate trebuie să ne pese, dumneavoastră vă pasă. Rugați pe Dumnezeu să vă dea cuvintele nimerite, potrivite, pentru ca să-i spuneți că vă pasă de el și dacă puteți să-i fiți de folos. Dar mai ales cu rugăciunea, adică vorbiți mai mult lui Dumnezeu de el decât lui de Dumnezeu. Mă înțelegeți? Mult mai mult. 80, 90%, 95% mai mult lui Dumnezeu decât lui de Dumnezeu. Da? Mă rog ca preoții sănătoși să nu se mai închidă biserici. La noi sunt închise, practic. Am slujit 3-4 persoane în biserica azi. După aceea au putut deschide să vină să ne vadă, da? Ana. Ana, personal nu cred că un soț are dreptul să-mi interzică să fiu liber în demersul meu. Nu cred foarte tare în iubirea sau felul acesta de manifestare al iubirii, nu știu, poate vă iubește cu altele, dar nu cred în modul acesta de manifestare al iubirii care să vă împiedice pe dumneavoastră să frecventați biserica. Da? Mai ales că limpezirea dumneavoastră și frumusețea care vin în sufletul dumneavoastră, el ar profita în chip direct de ele. Deci eu cred că acolo se ascund și niște un fel de dragoste în aceasta care merge pe codependență și vă rog să rețineți cuvântul codependență, să vedeți un pic, sunt niște scheme comportamentale. Cred că nu este dragostea cea mai curată, cel puțin în manifestarea aceasta. Da? Și mai ales dacă sunt certuri. Deci sunteți liberă să-L căutați pe Dumnezeu. Depinde ce vreți de la viața dumneavoastră, dar nu are dreptul cineva să vă împiedice să-L căutați pe Dumnezeu, să-L trăiți pe Dumnezeu. Nu transformați asta în pricină de nu știu ce, dar nici nu poate el, dacă vă iubește cu adevărat, să sufoce, dacă vreți, libertatea dumneavoastră în ceea ce privește năzuințele cele mai adânci ale sufletului. Pentru că asta nu se numește iubire.
Adică măcar să spuneți lucrurile pe lume. Nu cred că din iubire vă cere lucrul acesta, ci din neiubire. Și ce din neiubire poate fi refuzat, ce din iubire nu se pune problema să fie refuzat. Cerasela de Nilă. Cred că preocuparea mea este, din păcate, de un spectru larg și anume că soțul meu nu vrea în nicio formă să meargă la biserică. Cerasela. Trăiți biserica până la a fi o persoană luminoasă, vie, dăruitoare. Vedeți, în lumea aceasta, cei mai iubiți oameni sunt oamenii dăruitori. Da? În clipa când nu mai dăruim, nu are lumea nevoie de noi. Iar când suntem o persoană din aia complicată, știți cum sunt unii complicați care încep să deschidă gura și te invadează, te asupresc așa cum fac cu prezența lor și nu poți să reziști foarte mult pentru că îți suc toate energiile vitale. Da? Există felul acesta. Ei, vedeți, asta este opusul. Mântuitorul când locuiește în cineva, se face el sursă întregii vieți. Este viața vieții, dacă putem să spunem. Este sufletul sufletului acelui om. Da? E Sfânta Sfintelor. Dacă Sfânt trebuie să devin eu, Sfânta Sfintelor în mine este prezența Mântuitorului. Vedeți? Și dacă se petrec lucrurile așa pe bune, soțul simte că se întâmplă ceva minunat. Și atunci el ia minte, nu că îl bat eu la cap și îl cicălesc. Am uitat să vă spun, dar vă rog dacă puteți să distribuiți și altora, să dați share, ca să ajungă și în casele altora această problematizare a noastră, pentru că nu se știe dacă cumva un mic cuvințel pe undeva acolo în minutul X, ziua Y, nu scutură ceva dintr-un sufletel acolo. Natalie Popescu, părinte, dacă nu mergem la biserică, dar totuși ne rugăm, ne mai iubește Dumnezeu? Ne iubește, bineînțeles că ne iubește. De ce să ne iubească? Credeți că Dumnezeu se poticnește de faptul că noi ne dăm cu stângul în dreptul și nu ne iubim noi pe noi? Da? Problema este la noi, că nu ne iubim în realitate. Pentru că dacă nu mergem la biserică, nu ne dăm posibilitatea să înviem cu adevărat. Vă spun de ce. Pentru că nu puteți de acasă să vă împărtășiți singură. Nu puteți să vă spovediți. Și spune Mântuitorul că cel care nu se împărtășește nu are viață în el. Deci dacă noi nu ajungem să ne hrănim repetat, repetitiv, continuu dacă se poate, să ne spovedim cât de mult, să ne împărtășim cât de mult, să ne ținem de Dumnezeu cu intensitate, viața nu poate să curgă în noi, pentru că nu facem cele care cheamă viața în noi. Înțelegeți, Natalie? Deci nu e problema la Dumnezeu dacă ne mai iubește. Ne iubește, bineînțeles că ne iubește. Ne iubește așa nătânci cum suntem, dar nu ne vrea nătânci. Ne vrea vii, ne vrea asemănător cu El. Și asta nu mai e timp să tot trenăm. Maria, mulțumim. Nicolae, părinte, eu sunt divorțat, am 2 copii și acum vreau să ne împăcăm. Împăcați-vă. Împăcați-vă. Nu știu ce vă oprește să vă împăcați. Poate că sunt anumite greșeli pe care le-ați făcut dumneavoastră și pentru care ați putea pune pocăință ca să aveți un alt fel de venire în fața soției noastre. Dar discutați măcar, comunicați, vedeți un pic ce lipsește astfel încât lucrurile să se repare în dumneavoastră. Și adresați-vă și unui duhovnic ca să vă sfătuiască cu o viziune a lucrurilor care e un pic mai cuprinzătoare decât ceea ce putem să vedem noi. Doamne ajută, am nevoie de o adresă la care să vă pot trimite un buchet cu busuioc, la fel ca cel pe care l-ați primit la Constanța. Mariana, mulțumesc din suflet. Să știți că busuioacele acestea sunt, cum să spun, constituie și deliciul celor cărora le intru în casă, știți? Pentru că spun, ia uitați cum are grijă Dumnezeu de mine și oamenii, m-am trezit cu buchetul ăsta de busuioc, așa, pur și simplu. Vă mulțumesc de drag și de gând. Nu știu dacă trebuie să accept acum că de la distanță totuși vă e mult mai greu și nu vreau să vă pun la cheltuială. Dacă vreți dumneavoastră să-mi scrieți așa un cuvânt după aceea, puteți, da? N-aș vrea să... Adică mai am busuioc, da? Deci mai am busuioc, mai am... Pentru că anul ăsta nu prea le-am folosit intens. Sigur, sper să apucăm să le folosim intens în ianuarie după Boboteaz, dar deocamdată suntem... Dar suntem așa oarecum acoperiți. Mulțumesc însă pentru gândul bun. Teodora Buhar, mă bucur mult pentru dumneavoastră. Rodica Dorina Tibu, adică nu am mai fost la biserică. Mă înțelegeți, Rodica? Bisericile ar trebui să fim noi. Că Dumnezeu pe noi vrea să ne sfințească, Dumnezeu vrea să locuiască în noi. Locul unde locuiește Dumnezeu se numește biserica. Eu trebuie să mă transform în biserică. Deci, mersul la biserică este transformarea mea în biserică vie. Adică pe care locuiește Sfânta Treime, pe care locuiește Hristos întâi de toate, la modul simțit prin faptul că primesc prin Sfintele Taine, trupește prezența dumnezeiască. Mă înțelegeți?
Deci nu merge să păcălim lucrurile acestea, să le trișăm și să spunem merge de acasă. Spunea cineva foarte frumos, păi de ce e nevoie să mergi la biserică, că Dumnezeu e pretutindeni. Și a răspuns cineva foarte frumos și mi-a fost foarte drag de răspunsul ăla, spune, da, așa e, sigur că apa este peste tot în natură, dacă vrei să bei apă, te duci unde e un robinet, nu? Așa este și biserica, un loc unde este concentrată prezența lui Dumnezeu și poate să curgă în noi și să o primim. Marian, cu iertare, aveți în spatele dumneavoastră o bibliotecă voluminoasă. Le-ați citit pe toate sau o parte din cărți? O curiozitate de-a mea. O parte din ele. Numai că nu e. N-aveți cum să imaginați dumneavoastră ce înseamnă biblioteca mea, da? N-aveți cum să imaginați. Aia este o mică parte, da? Nu știu cum să fac eu așa să vă arăt. Imaginați ce vedeți acolo, raftul acela se multiplică cu încă 50, poate, da? Sau, da, cred că da. Nu vă mai fac acum demonstrații de așa, dar sunt mult mai multe cărți aici. Însă cele pe care le vedeți aici lângă mine sunt cele din care mă mai servesc atunci când mai vorbesc cu unii și cu alții. Nu le-am citit, sunt departe de a le fi citit, am citit multe dintre ele, însă multe dintre ele mă așteaptă în continuare. Cum vă putem trimite mesaj în privat? Păi e foarte simplu. Mă cheamă Răzvan Ionescu, sunt în Paris și puteți să mă găsiți, că vedeți pe Facebook profilul Răzvan Ionescu Paris. Ce înseamnă să trăiască Mântuitorul în noi? Toma Gabriela. Foarte importantă această întrebare. Mântuitorul nu este mort. Mântuitorul este viu. Da? Este o prezență în viața bisericii, în biserică. Capul bisericii este Hristos însuși, care este viu. Da? Nu că a fost doar viu atunci când a murit. Că vorbim de moartea și învierea lui Hristos și după ce a înviat, ce face? Nu s-a retras în transcendent, cum spun unele teologii așa. Este viu în mijlocul oamenilor. Nu se poate un om să-l caute câteva minute, nu mai mult, real, cu toată ființa lui pe Hristos, să nu-și facă simțită prezența Hristos. Asta înseamnă să trăiască în noi. Să-l caut în mine până când simt cu încredințare din partea lui că este. Da? Asta înseamnă. Și să-l primesc și prin Sfintele Taine care intră în trupul și sângele meu și trupul și sângele meu participă la viața lui, la trupul și sângele lui. Și trupul și sângele lui participă în mine, dar și eu particip în ele. Elena și Sorin, așa este Părinte, unde lucrez sunt persoane care numai când trec pe lângă mine iau energia bună. Fac Sfânta Cruce și îmi zic rugăciunea lui Iisus. Exact. Și ar fi bine, pur și simplu, când ne amintim de Dumnezeu, spunem, Doamne Iisus Hristos, miliește-mi, Doamne Iisus Hristos, miliește-mi. Adică să am un fel de motoraș așa lăuntric care să-mi aducă harul lui Dumnezeu. Să-mi puneți câteva întrebări în privat. Păi scrieți, ce drăguțe nume aveți, Miții și Bobița. Foarte drăguțe. Da? Efectiv, scrieți-mi, deci, Răzvan Ionescu, da? O să vă scriu dumneavoastră și o să vadă și ceilalți. Da, am pus acolo răspunsul. A ieșit Roxana Ionescu, e drăguț. Însă să știți că mă cheamă Răzvan Ionescu, da? Vedeți că e un comentariu acolo adăugat de Răzvan Ionescu, cred că se vede, da? Așa. Dar să găsesc unde am ajuns. Așa, Ana Maria, Vlad, am o prietenă în America care nu vrea să ia Sfânta Împărtășanie cu aceeași linguriță și preotul i-a dat azi într-un păhărel de dus acasă. E normal? Nu că e valabilă. Normal că e Hristos acolo. Bineînțeles că e valabilă. Dar nu e firesc modul în care a făcut lucrul respectiv. Pentru că dacă prietena din America nu vrea să ia Sfânta Împărtășanie cu aceeași linguriță și există o rânduială a episcopului acolo de a se lua așa Sfânta Împărtășanie, da? Deci dacă episcopul de acolo binecuvintează ca părintele să împărtășească cu lingurița aceea, normal că ia din linguriță, e clar, da? În niciun caz nu se dă într-un păhărel de dus acasă. Practica aceasta a dispărut din viața bisericii de foarte multe secole pentru neputințele care puteau să vină odată cu acest gest. Deci nu se pune problema așa. Părerea mea că nu se pune problema absolut deloc așa. Și prietena respectivă, deci trebuie văzut un pic de ce nu vrea să ia Sfânta Împărtășanie așa cum o iau toți. Eu am mai zis și în alte rânduri. Aici avem rânduiala de la Essex. Ați văzut părinții de la Essex care mai ies public acum și vorbesc. Ei obișnuiau și în vremea care nu era de pandemie, ca omul se apropie,
să deschidă gura așa și să-i pună în gură direct Sfânta Împărtășanie, da? Deci, tot Domnul ne acoperă cu lucrurile acestea. Să nu credeți, gesturile noastre sunt un minim de grijă, dar suntem în mâinile lui Dumnezeu cu toate. Da? Și tot repet, tot timpul, Părintele atinge după aceea pe toată lumea, pentru că El atinge, El consumă, El, înțelegeți? Și slavă Domnului, am făcut testul de 2 ori acum de curând și ca și cum virusul n-a venit în proximitatea mea. Sunt 0,06 imunizat din 100%, adică nu sunt imunizat deloc, înțelegeți? Și am fost, de ce am făcut testele astea, 2 și 4 liturghii m-a costat lucrul acesta, a trebuit să slujesc acasă, că n-am putut să merg la biserică ca să-i ocrotesc pe ceilalți până știam dacă am sau nu virusul. Nu l-am, vă spun că nu l-am deloc. Și nu sunt deloc ocrotit în fața virusului, ca și cum nici nu l-am atins. Dar eu am fost în contact cu oameni care au avut virusul. Pentru că la biserică ne-au venit oameni care s-au trezit după aceea că au fost infectați. Deci am fost în proximitate, da? Deci suntem în mâinile lui Dumnezeu. Simona, cum să conving un pacient să renunțe la fumat? Are mare probleme din cauza fumatului. Vedeți, Maicii Siluana de la Iași, de exemplu, v-ar vorbi în termen de neurologie, de psihologie, despre ce provoacă fumatul respectiv. Oamenii, când le vorbești despre păcat, nu primesc cu aceeași ușurință ca atunci când le vorbești de faptul că își ard niște posibilități fizice, da, de a fi niște oameni integri, inclusiv din punct de vedere corporal. Și pe de altă parte, am citit de curând părintele Miron, când a vorbit cu cineva, i-a spus așa, uite, eu nu-ți vorbesc de sănătate aici, da? Ar trebui dus la duhovnic. Eu nu-ți vorbesc de sănătate aici. Eu îți spun pur și simplu că viziunea este mai înaltă, mai nobilă, că trebuie să ai un orizont de persoană care să nu-ți îngăduie să intri în comportarea aceea, pentru că comportarea aceea e o micime față de ceea ce este chemarea ta reală. Da? Așa se pune problema. Exact, să facem ordine în viețile noastre. Dar aici și acum, Luciana. Exact. Silvia, cu drag, Doamne ajută să vă fie de folos. Mihaela Dan, am COVID, sunt izolată la domiciliu. Spovedania prin telefon este valabilă? Eu ar zice așa, dacă nu se poate altfel, vorbiți cu un preot prin telefon sau prin video, da? Vorbiți cu el, cel puțin, da? Exprimați-vă nevoia dumneavoastră. E mai mult decât deloc, da? Și când preotul respectiv va putea să facă rugăciunea de dezlegare, o va face, da? Cerasela Dănilă, părintele nostru din Modena, Italia, cu privire la mersul la biserică, este cum eu iubesc pe mama, dar nu merg la ea să o întâlnesc. Exact. Trebuie să fiu pur și simplu în viul acesta al manifestării concrete. Ce să citim mai de folos în acest post? Costin, dau libertate oamenilor, îndemn, dacă mă întreabă pe mine, eu v-aș duce spre Arhimandritul Sofronii Saharov, spre Sfântul Sofronii contemporan nou, pentru că eu sunt pasionat de el. V-aș duce în direcția respectivă, Sfântul Paisie Aghioritul, Sfântul Porfirie, deci cei trei citiți din scoarță în scoarță, de peste tot, și Noul Testament cât de des. Miții și licurii sunt două pisicuțe pe care le-am, iar bobițe cățelușul pe care le avem la țară. Înseamnă că nu aveți mulți prieteni, nu m-am uitat pe profilul dumneavoastră, pentru că la un anumit număr sau în orice caz, după ce trec niște ani, vă somează să vă dați identitatea reală, ceea ce s-a întâmplat cu mine, știți? Și n-ați mai rămâne cu numele acestea. Mie îmi convenea mai mult înainte, dar asta e. Mihai. Da, m-am uitat și eu, avea cu 10 ani mai mult ca mine. Am văzut. Rușine, rușine, dar rușinea este a noastră a tuturor că în situații diferite de viață nu am știut să căutăm chipul cel mai nobil în care am fi putut să ne purtăm și să devenim. E rușine pentru noi că încă nu trădăm prin comportarea noastră și prin cum suntem noi viața în duh, adică asemănare cumva cu ceea ce Mântuitorul cere oamenilor. Mihaela Dana Mihaela, spovedania prin telefon este valabilă. A spus multe feluri de întrebare. Dacă vă spun că este valabilă, se smintesc alții. Spun, părintele ăsta învață ceva ce nu este corect, pentru că taina, spovedanie, ca să poată să fie făcută, e nevoie de proximitatea oamenilor. Da? Dacă vă spun că nu este valabilă, da? Vă
ziceți după aceea că, bun, dacă nu e valabil, atunci ce să mai spun? Mihaela, când nu putem mai mult, Dumnezeu oare nu ține cont de realitatea respectivă? Oare spovedania nu începe întâi de toate în raportarea mea lăuntrică la Dumnezeu? Oare nu trebuie, dacă nu pot altfel, de exemplu, să mă pun în legătură cu părintele respectiv, acum se poate și cu întâlnire din asta video, și cumva să discut cu duhovnicul respectiv, să înfățișez cele care mă apasă pe inimă? Nu este mult mai bine așa decât să nu fac deloc? Da? Și dacă părintele respectiv va rânduie Dumnezeu, poate că ies de acolo, poate că ajung în alte situații, poate că ușurarea aceasta a inimii, poate că este importantă și pentru evoluția bolii și așa mai departe. Dar dacă aveți o rezoluție de la patriarh, că preotul respectiv măcar să se pună în dialog video, dacă se poate, sau audio cu omul respectiv care nu este, care este inaccesibil în spital, ce vreți mai mult? Eu sunt absolut fericit că patriarhul meu a fost atât de inspirat să dea un astfel de cuvânt într-o situație în care, vedeți, oamenii nu pot să facă altfel. Alina Nedela Vasu, sugestie de subiect, apologie ortodoxă, cum să o înțelegem? Glumiți? Tocmai am avut o intervenție pe profilul meu, am spus că intervin, bine, nu a fost publică, dar am dat link-ul, tocmai am intervenit despre apologetica ortodoxă, pentru că am propus o revoluționare, dacă putem să... Nu eu, suntem un grup de oameni ai bisericii care am propus, chiar prin existența unui manual. Vedeți, acest manual revoluționează, dacă vreți, dar nu revoluționează, așează pe baze mai ortodoxe apologetica ortodoxă. Da? Deci, acest manual este scris din 2013-2014. Am propus în manualul respectiv o altă înțelegere a apologeticii. Da? Și atunci, sigur că eu pot să intervin pe tema aceasta, însă când am pus că intervin public, da? Au fost 30 de like-uri acolo. Adică oamenii nu prea s-au interesat că lucrul acesta ar putea fi privit foarte diferit. Da? Însă dacă vă interesează, pot să intervin dacă interesează și pe alții. Ce înseamnă, părinte, când visezi o cruce luminată cu Mântuitorul? Nu știu ce înseamnă, sincer. Spuneți-i duhovnicului, poate are el o interpretare, dar în orice caz, țineți-vă de Hristos și dacă este o dimensiune de cruce zilele acestea, gândiți-vă că întotdeauna crucea are ceva luminos în pregătire din ea, țâșnind. Da? Nu există cruce în sens ortodox în care să nu se simtă deja oarecum razele învierii. Andrada, nu știu cum se va întâmpla în continuare, dar nu asta este semnificația. Da? Deci, de pomană ne stresăm cu... nu, cred că pur și simplu îl vor îngropa așa cum trebuie. Da? Pentru că oricum este aberant. Da? Deci, dacă e o aberație care a fost, dacă cumva a fost făcută în România, aberația asta este aberant, o spun cu voce tare, să închizi oamenii în niște saci și să torni pe ei var nestins și așa mai departe. Este o aberație și o agresiune la tot ce înseamnă creștin, înțelegere creștină și înțelegerea acestei boli. Pentru că boala asta nu are nicio treabă, că nu sunt ciumați, sunt niște oameni normali ca și noi care au trecut dincolo de această boală. Și boala nu se ia așa, da? Deci suntem într-o penibilitate extremă a minților noastre în clipa când putem să, dacă cumva au fost astfel de practici, dacă le-a perpetuat cineva în numele sistemului medical, pentru că nu există practica asta nicăieri în lumea occidentală, de exemplu, nu a procedat nimeni așa. De ce am procedat noi pe plaiurile mioritice un pic mai special, ca să ne ocrotim în fața ce, de fapt? Roxana, pentru îndoială și luare de decizii, ce cale ar trebui urmată? Duhovnicul. Cuvântul de duhovnic este esențial. Mirela Rusu. Părinte, ne-a zis azi la Sfânta Liturghie, cine are frică de lingurițe la Sfânta Împărtășanie să o primească doar aghiasmă mare. De acord. Da. Adică ori vin, ori aleg că nu mă pot apropia. Cum ne putem împărtăși dacă nu putem participa la Sfânta Biserică aici în Franța? Felicia. Oamenii s-au împărtășit în continuare aici în Franța în condițiile actuale. Da? Totul e să fiți într-o legătură strânsă cu un duhovnic. În clipa când sunteți, vă puteți apropia. E o realitate. Ana, o întrebare la care caut răspuns de mulți ani. Divorțul este un păcat? Divorțul este declararea unui faliment familial, de cuplu. Da? Deci e o neputință. Sigur că în spatele acestui faliment
se află păcatul și neputința oamenilor de a se primi iubitor unul pe altul. Și sigur că e un păcat în momentul în care am un jurământ în fața lui Dumnezeu că voi păstra această legătură neîntreruptă până la capătul zilor mele. Da? Deci nu mi-am împlinit jurământul în fața lui Dumnezeu, angajamentul meu. Că Hristos dă toată puterea unui cuplu, dacă cuplul ăla vrea real, să reziste tuturor intemperiilor. Da? Deci, sigur că undeva este păcat, Ana. Dar trebuie lucrul acesta să fie spovedite și să primiți o viziune duhovnicească asupra lucrurilor și deseori duhovnicii salvează efectiv cuplurile. E normal. Și eu, la propriul meu cuplu, deci dacă nu erau duhovnici, ne făceam praf până acum. Postul 40 de zile, COVID-ul 14 zile și la urmă spovedit în biserică. Nu știu ce vreți să spuneți. Alina, scrieți-mi după aceea, da, dacă vreți. O să ne oprim, o să epuizez toate întrebările. Ramona, Mihaela, dacă sunteți însărcinată, vă puteți împărtăși, da? Noi spovedim pe oameni în funcție de nevoia lor, dar ei se pot împărtăși și de mai multe ori dacă părintele le dă binecuvântare. Mai ales se întâmplă lucrul acesta cu oamenii care se spovedesc foarte des. În clipa când nu au mai intervenit lucruri care te-ar putea opri de la împărtășanie, sigur că primește binecuvântare, se poate împărtăși și de mai multe ori. Mihaela Dana, vă ajută să discutați cu un duhovnic prin telefon. Sunt convins. Dar dumneavoastră ar trebui să ajungeți la concluzia asta. Nu mă întrebați pe mine. Da? Sigur că vă ajută. Înainte de a citi din Biblie, trebuie să citim anumite rugăciuni. Nu, ci să aveți o disponibilitate lăuntrică de a înțelege cuvântul respectiv. Adică, da, adică disponibilitatea lăuntrică, Doamne, ajută-mă ca cuvântul acesta inspirat de Duhul Sfânt să se deslușească în mine, tot prin Duhul Sfânt. Asta ar putea fi rugăciunea, da? Tâlcuiești nouă scripturile. Mântuitorul le tâlcuia scripturile pe cale. Oare nu ardea în inima noastră când ne tâlcuia scripturile? Vedeți? E o ardere în Duhul și această înțelegere. Ligia, e grea întrebarea asta. Rugați-vă cum puteți pentru el, sunt rugăciuni. Aveți un acatist pentru cei adormiți? Faceți acatistul pentru cei adormiți și rugați-vă cât de mult pentru el. Marius Bogdan, părinte, dacă am primit deslegare de la duhovnic spre a mă spovedi în altă parte, mi s-a spus la un anumit preot să merg, sunt obligat să merg la acela? Absolut deloc. Nu, no, absolut deloc. Sunteți liber, alegeți pe cine vreți dumneavoastră. Ce părere aveți în legătură cu vaccinarea obligatorie? Andra, eu sunt împotriva orice este obligatoriu, pentru că suntem liberi. Da? Libertatea mea nu trebuie jumulită prin faptul că e ceva obligatoriu. Da? Mai ales în privința unei vaccinări. Și nu cred că în țara unde sunt, în Franța, de exemplu, va fi obligatoriu. Da? Bine, mă opresc aici, vă îmbrățișez cu drag. Nu uitați mesajul cu care am pornit la drum astăzi. Dacă ne este greu, dacă ne deranjează lucrurile, dacă ne simțim în insecuritate, dacă ne apasă ceea ce se întâmplă, că oamenii au murit, că părintele a trecut pe lumea cealaltă, ne simțim mai fără părinți, trebuie să avem în vedere că noi înșine avem o soluție și o cheie a lucrurilor prin faptul că nu spre ceilalți orientându-ne, ei ne vor rezolva viața noastră. Și că viața noastră se rezolvă în clipa când eu plec genunchii la rugăciune și mă pun în fața lui Dumnezeu. Și să facem lucrul acesta, nu formal un minut, două, cinci, o oră, două, nu știu cât, ci până când, poate secunde, poate minute, poate ore, poate zile, voi simți în lăuntrul meu că efectiv primesc încredințare lăuntrică că Dumnezeu a primit rugăciunea mea. Mă înțelegeți? Asta înseamnă creștinismul. Trebuie să fiu în legătură nemijlocită cu Dumnezeu în simțirea aceasta lăuntrică. Da? Deci postul e o perioadă în care devin mai asemănător cu Dumnezeu prin faptul că vreau să am parte de ceea ce Dumnezeu așteaptă de la mine ca om. Și dacă eu sunt un copil cu minte și iubitor, oare chiar nu va avea grijă? Oare chiar nu va putea să ia, poate să ia lucrurile acestea de peste noi imediat? Dacă noi în Franța cerem în continuare să se lărgească posibilitatea ca dacă avorturile se făceau până la 3 luni sau până la 2 luni sau nu știu ce, să ajungă să se facă până la 9 luni, oare nu înnebunim cu mințile noastre și atunci ce să-i cere lui Dumnezeu să ia pandemia? Că pandemia asta, pe măsură ce ne doare pe noi, ne dezmeticim un pic și ne dăm seama că suntem cruzi
cu aproapele nostru și în același timp vrem să ne fie bine, pentru că binele este când în egoismul nostru ne vedem de lucrurile noastre mărunte și micimile noastre. Nu funcționează așa. Dacă vrem binele, binele este numai în clipa când nu rănesc cu nimic viața aproapelui meu. Nu mai spun că nu omor. Nu rănesc cu nimic viața aproapelui meu. Că mă transform în pricină de binecuvântare pentru viața lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Doamne ajută și să ne vedem cu bine.